Nativii pești și cei care au ascendentul în pești. Săptămâna 11-17 martie va aduce planeta Mercur, care este în berbec, pe casa a doua banilor, a valorilor, a stimei de sine. În această săptămână aveți foarte multe idei cum să faceți bani, cum să aduceți valoare în viața dumneavoastră. Vă gândiți cum să vă plătiți multe facturi, cum să vă recuperați bani pe care i-ați împrumutat. Aveți tot felul de idei de a vă mări bugetul. Este adevărat că această casă a doua nu se ocupă numai de bani, se ocupă și de valoare și de stima de sine. Deci puteți să aveți foarte multe idei care să vă pună în mai multă valoare. Vreți ca să întâlniți oameni care să vă pună în lumină. Chiar puteți să aveți anumite amintiri legate despre trecut, despre oamenii care v-au criticat. Acest lucru îl face acest Mercur care se află în berbec și care este așa critic și vă aduce la suprafață aceste amintiri. Dar gata, s-a terminat. O să înceapă un nou an astrologic și acești oameni nu mai există în viața dumneavoastră. Sunt doar amintiri. Încă este sezonul dumneavoastră. Aveți foarte multă putere prin acel buchet de planete care se află în pești. Soarele este încă acolo. Și, bineînțeles, acel moment de lună nouă care a avut loc în pești pe 10 martie încă mai are efect, vă puteți bucura de el încă 3 zile, deci puteți să vă puneți intenții pentru viitorul dumneavoastră. Mai mult decât atât, pe 11 martie, planeta Venus intră aici, la dumneavoastră, pe teritoriul peștilor și vă aduce foarte multă grație, foarte multă creativitate, foarte multă blândețe. Planeta Marte, care se află încă în Vărsător, vă dă curaj și putere de a fi frumoși. Nu trebuie să uitați și de planeta Saturn, care se află tot pe teritoriul dumneavoastră și care vă face să gândiți pe termen lung. Deci tot ceea ce vă doriți este un aspect care nu se întâmplă acum. Abia acum el începe, dar se va duce pe termen lung.